Atenție! Acest program nu este recomandat copiilor sub 18 ani, deoarece conține cuvinte vulgare precum anal și da. Deci, acoperiți-vă urechile. De fapt, nu ne pasă, faceți ce vreți. Mă întreb dacă pot să berg pe apă. Ah, shit. Salutări tuturor și bine ați venit în Age of Wushu. Eu sunt George și voi face un scurt review al acestui joc. Prima dată, să începem, aș vrea să anunț că eu voi face review-uri la MMORPG-uri și jocuri de genul acesta, FPS, etc. Pentru că Kotler efectiv este ocupat de auto-anal experience și Jimmy Eki nici nu merită să discut despre el. Ne mai ajută și el din când în când. Haideți să începem. Prima dată aș vrea să spun că jocul ăsta este incredibil și în privința graficii și în privința gameplay-ului și în privința quest-urilor, mai ales pentru că au auto-pathfinding. Dacă dai pe acest scris verde la fiecare quest, te duce exact unde vrei să fii și este foarte, foarte ajutător pentru începători. Acest MMORPG diferă de restul, deoarece are nu are level, ci are level pentru skill-uri. Și ca să obții level pentru skill-uri, trebuie să le cultivezi. Cultivation, mă rog, etc. Le poți cultiva internal, prin practică sau prin team practice. Prin practică ar trebui să plătești ceva bani, se pare, ca să poți să ți le cultivi și îți trebuie foarte multă experiență pentru asta. Dar experiența o poți obține din quest-uri. Sunt o mulțime de quest-uri în orașul principal natal de unde începi jocul sau depinde la școală, depinde ce școală îți alegi și la templu acolo ai mai multe quest-uri. Quest-urile sunt repetabile, cel puțin asta am observat eu. Am încercat să fac, de fapt am făcut acum câteva zile un anumit quest și acum l-am luat iară de la acest tip de aici, de la Village Head. Și se pare că poți să le mai faci mai multe ori, ceea ce este bine, că îți dă foarte multă experiență și poți să le cultivi după aia skill-urile. Acum vă voi arăta școlile principale pe care le puteți alege. De aici, de la Coachman, Huan Hyang. Te rog, arată-mi școlile. Sunt cele 8 școli principale, Shaolin, Wudang, ceea ce și eu sunt, MA, Beggar Sect, Scholars, Tangmen, Royal Guard și Vendor's Valley. Anumite școli nu acceptă decât un anumit sex. La MA, spre exemplu, acceptă doar femei. Și la Shaolin, doar bărbați. Dacă sunteți curioși, de fapt vă voi arăta chiar acum ce pot fiecare să facă. Shaolinii. Am fost Shaolin înainte și pot să vă spun că împotriva mai mulți NPC, împotriva mai mulți monștri, pentru că PvE, este foarte praf. Aici spune că are Area of Effect Damage, dar de îndată ce începi și ții primele skill-uri, nu ai deloc Area of Effect. Și mai mult este pentru 1 vs 1. Range Attack destul de slab. Wudang, m-am făcut acum 2 zile Wudang și am început-o, am luat-o de la capăt pentru că mi s-a părut mult mai interesant. Ei bine, cu Wudang chiar poți să faci ceva, să zic. Poți să omori 4-5 deodată, nu trebuie să neapărat să iei unul pe rând și este foarte puternic, are strong defense, exact cum arată și aici. Celelalte școli nu le-am încercat încă, dar voi da repede să vedeți ceea ce pot să facă. Puteți să apăsați pe pauză, mă rog, puteți să faceți ce vreți, etc. Acest joc m-a atras foarte mult, deoarece am observat că ai anumite skill-uri care poți să mergi pe apă, poți să te cațe pe pereți, double jump, wave, wave to the cloud sau ceva de genul, ceea ce este foarte interesant. Punctul meu de vedere, pentru că nu am întâlnit până acum MMORPG ca acesta. Și încă o dată vă repet, dacă doriți ca eu să mai fac review-uri la MMORPG-uri, vă rog dați numele MMORPG-ului, spuneți ce ați vrea să știți despre el și vă
încerca să vă fac pe plac. Puteți să ne dați un e-mail pe gghgames@gmail.com sau ne puteți da un comment și noi imediat vă vom răspunde, ce puțin eu, în cazul meu RPG-ului. Vă voi arăta acum combat-ul. Se pare că sunt câțiva Dalyang, Set Disciple of Doom and Shit Sun pe aici. Vă voi arăta anumite skill-uri. Cum ar fi acesta. Este un AOE effect. Poți lua în jur de 3-4 dacă sunt uniți. Și mai este un skill care tot așa poți să iei mai mulți deodată, cum ar fi acesta. Am luat 2 dintr-o singură lovitură sau cel puțin la aceea am tras atenția. Mă rog, se pare că încă nu a ajuns sau pur și simplu mă ignor. Skill-urile diferă de la școală la școală. La Shaolin sunt specializați în hand-to-hand combat și poți folosi de asemenea și toiagul sau bățul. Wudang, 2 săbii, o singură sabie. Tangman mi se pare că suliță. Și Royal Guard, tot așa, hand-to-hand. Dacă nu așa, nu am încercat până acum, desigur le voi încerca. Age of Wushu are 4 servere principale. Eu joc pe Red Phoenix, dacă cumva vreți să vă joiniți, efectiv. Îmi dați un mesaj și vom vorbi în joc. Nipple, după cum puteți vedea, este caracterul meu. Mesaje, mi se pare că puteți să-mi dați aici la social menu. Dați send, alegeți aici unde era. Aici puteți să-mi băgați aici prin add friend sau da, prin add friend puteți să mă băgați și să-mi dați mesaj. Așa cum am spus, nu joc de foarte mult timp și mai mult sunt interesante combat și skill-urile caracterului. Cam asta a fost tot ce aș putea să vă mai arăt. Pe lângă cultivarea skill-urilor și prin faptul că nu are nivel, asta chiar mă uimi și pe mine. Skill-urile, de asemenea, autopath finding. Și în timp ce dați autopath puteți face absolut orice ce vreți dacă vă caută o persoană pe mes sau etc. Aveți skill-urile diferă, sunt skill-uri cum să le zic, strong, defensive skills sau attack skills, adică pasive, mă rog, astea cu verde. Și astea cu albastru sunt un fel de combinație, nici eu nu prea am înțeles, dar presupun că o să le învăț cu timpul. Și cam asta a fost tot. Vă revăd data viitoare. Ciao, les! Deci, sistemul s-a terminat. Dați subscribe și pa!